1,1 milioane lei. Aceasta a fost suma alocată de Guvernul României pentru reabilitarea infrastructurii locale distruse de inundații în Maramureș. Astfel s-au alocat 840.000 de lei comunei Bicaz și 280.000 de lei comunei Mireșumare. Au fost luate în calcul doar cererile de ajutor depuse pentru drumurile comunale clasificate. Administrația județenă va analiza în perioada următoare oportunitatea alocării unor sume de bani din rezervă și pentru refacerea celorlalte categorii de drumuri care au suferit distrugeri. Este vorba despre ulițele din Oarța de Jos, Poenile Izei, Cupșeni și Cernești. Asociația Club Sportiv Gold Stars Baia Mare a organizat în perioada 21-22 iulie cea de-a treia ediție a concursului de înot în ape deschise BU traversează barajul Firiza, precum și de triatlon BU cucerește Ignișul. Notatorii amatori, dar și profesioniști au notat în probele de 1500 de metri și 5000 de metri. Ca o noutate, concursul a cuprins o probă de 500 de metri pentru copii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani. Cei mai curajoși copii care s-au aliniat la start au fost Andrei Stoica, 5 ani, Matei Matei Sabadâș, 8 ani, Andrei Gergel, 8 ani, frații gemeni Andrei și Alex Covaci, 9 ani și Emeșe Aurorii, 14 ani. Toți au primit cadouri, precum și câte o cască, un tricou, o diplomă și o medalie. 112 este singurul număr de telefon la care puteți suna gratuit pentru a primi ajutor imediat în cazul unei urgențe, reamintesc oamenii legii. Ca oameni responsabili avem datoria morală de a ne ajuta unii pe alții, mai ales în cazul unei situații de urgență. Ajutând pe cineva aflat într-o situație de urgență, contribuim la salvarea de vieți și la promovarea încrederii în semeni. Precizarea vine din partea poliției Maramureș, iar prin acest mesaj dorește să conștientizeze populația asupra folosirii în mod responsabil a acestui număr. O analiză privind intervențiile polițiștilor la situații sesizate prin 112 în primul semestru al acestui an reflectă faptul că polițiștii maramureșeni au intervenit lunar la peste 1200 de cazuri semnalate prin apelul unic de urgență. Cele mai multe intervenții ale polițiștilor au avut ca obiect agresiuni, 25%, scandaluri și stări conflictuale 16%, accidente și evenimente rutiere 10%. Numeric, din cele peste 13.000 de apeluri de urgență primite în primele șase luni din 2018, în mai bine de 7.000 de cazuri s-a impus deplasarea unor echipaje de intervenție pentru gestionarea aspectelor de urgență și luarea măsurilor legale. Restul situațiilor fiind clarificate prin consiliere și îndrumări sau au fost apeluri false.